Cerul Țării, oceanul aerian al lumii brăzdat de aripile românești, a înregistrat anul trecut peste 28 de milioane de kilometri parcurși de avioanele Tarom. Pentru aceasta, Taromul a fost distins cu steagul roșu de unitate fruntașă pe țară. Piloții și stewardesele care au realizat anul trecut o distanță egală cu de 706 ori în conjurul Pământului la ecuator, zboară zilnic și învață zilnic. Din turnul de control de la Otopeni, Bucureștiul își dirijează navele către oceanul aerian al lumii întregi.